Alan a fost întotdeauna un tip subtil cu o colecție îngrijorătoare de arme ascuțite. Nu te panica, nu a renunțat la acest hobby, ba chiar s-a apucat și de parkour. Dacă umbra tăișului își planifică bine mișcările, când își alege o țintă, nimic nu-l poate opri să o hăituiască și să o ucidă. Nici măcar pereții nu-i pot sta în cale. Să începem cu cea mai mare schimbare, noul E, calea asasinului. Acum, dacă Talon dă click pe orice tip de teren, natural sau făcut de jucători, sare peste el. Deși abilitatea poate fi folosită frecvent, terenul străbătut cu E nu poate fi reselectat decât după o lungă perioadă de așteptare. Practic, majoritatea călătoriilor lui Talon vor fi doar dus. Abilitatea de pe Q, diplomație noxiană, nu mai resetează atacul de bază. Acum, în funcție de situație, poate fi folosită în două moduri. Dacă e utilizată pe o distanță scurtă, provoacă daune mari, cam la fel ca înainte. În schimb, dacă e folosită pe o distanță mare, Talon se năpustește către țintă și o înjunghie, dar abilitatea provoacă mai puține daune. Trecem la noua pasivă, tăieturi adânci. Abilitățile care provoacă daune rănesc inamicii, iar efectul se cumulează. La 3 cumuluri, dacă Talon lovește cu un atac de bază sau cu Q, ținta suferă daune semnificative în următoarele secunde. Pasiva e cea mai bună metodă de a-ți executa țintele sau de a le lăsa într-o baltă de sânge în timp ce evadezi. Mulțumită căii asasinului, o mare parte din amenințarea lui Talon nu provine din viteza de deplasare, ci din noul său caracter imprevizibil. Pentru a-ți prinde prada în ambuscadă, evită terenul vizibil și alege trasee cât mai creative. E distractiv să faci parcurs prin rift, dar nu uita, calea asasinului nu-ți permite să te întorci pe unde ai venit. Deși agresivitatea funcționează uneori, dacă umbli Alandala pe hartă fără viziune, poți ajunge în niște situații tare neplăcute. Fanii lui Bard o știu prea bine. Pentru a afla mai multe despre actualizarea asasinilor, citește lista completă de schimbări. Mâine vom reveni cu detalii despre actualizarea lui LeBlanc.